cenzurat fix 20 de minute. Nu e cenzura, nu? Da. Păi, părintele spunea că sper că erau cuvintele de încheiere. M-am bucurat să le... M-am bucurat să ascult cuvântul părintului, pentru că arată într-adevăr care este calea de rezistență în această vreme de apostazie. A zis foarte frumos că dacă într-adevăr ierarhii de astăzi vor avea curajul să se opună mondializării, globalizării, tuturor curentelor care pervertesc societatea, lumea, care lovesc în biserică și vor purta semnele pătimirii asemenea ierarhilor de la Sinodul I, atunci cu adevărat harul Duhului Sfânt îi va acoperi să dea mărturia cea bună. Sfinții închisorilor au iubit suferința atât de mult încât au mâncat-o pe pâine. Dumitru Oniza spunea într-o poezie, și am să fac referire la câteva dintre poeziile lor în seara aceasta, spunea într-o poezie foarte puțin cunoscută, paranteză, cei mai mulți dintre voi știți despre poeziile lui Radu Gir, a citit o parte dintre ele, dar Poeția închisorilor a fost foarte, foarte mult. Vă recomand acest volum, Poezi după gratii tipărit la Mănăstirea Petru Vodă, în care veți găsi pur și simplu perle ale rezistenței. De exemplu, în poezia Doamne, numai Tu, a lui Dumitru Oniga. Doamne, numai Tu ne-ai iubit, căci toate câte ți-am cerut ne-ai dat, ca să putem înfrânge natura răului din noi. Ți-am cerut suferință și suferința ne-a însoțit pretutindeni. Am căutat durere și durerile ne-au fost pâinea zilnică. Am dorit prigoane și prigoanele, temnițele, au fost viața noastră. Am vrut răni și pielea și carnea ne-au fost sfâșiate. Am ales moarte și trupurile noastre, străpunse de gloanțe, ucise în stingiuiri, gâtuite, au umplut șanțurile, gropile, câmpurile. N-a fost nimeni să ne ia apărarea. Pe cât ne-au urât oamenii, pe atât ne-ai iubit Tu, Doamne, căci ai vrut să câștigi sufletele noastre, pentru că împărăția Ta nu este din lumea aceasta. Și ca să înțelegeți și mai clar cât de mult au iubit pătimirea, în această vreme în care noi trăim un creștinism comod, un creștinism căldicel, până și în post, mâncăm toate bunătățile de post, numai post nu e. Câți dintre noi stau pe cruce în această perioadă a postului? Și în lume și în mănăstire. Am fost în mănăstiri, în unele mănăstiri în care am mâncat în post mult mai bine decât mâncam acasă. Am duhul acesta al secularismului, a pătruns în toate, la toate nivelurile. Ei bine, în aceste vremuri e de mare folos să înțelegem cum îl trăiau ei pe Hristos, cum înțelegeau iubirea, cum înțelegeau jertfa. Și poezia lui Ioan Victor Pica, Roata lui Horia, vorbește de roată a lui Horia din smerenie, pentru că prin roată înțelegea crucea. Dar ca să nu zic că noi am fost răstigniți, noi am stat pe cruce, noi, ca să nu fie înțeles greșit, a vorbit de faptul că a fost trași pe roată, pe roata lui Horia. Noi nu avem cer. Noi nu avem pământ. Noi nu avem toamnă. Noi nu avem primăvară. Noi nu avem văzduh curat să bem. Noi nu avem țară. Noi avem roata, cerul cel mai din adâncul nostru. Noi ne-am născut pentru că ideea de roată trebuia întregită. Roata noastră, cea de toate zilele, am numit-o pământ, am numit-o pâine, am numit-o sete de cer, am numit-o roata lui Horia, am numit-o sânge, am numit-o vrere de fier. Noi nu avem țară. Noi ne tragem pe roată și ne facem țară. Ne tragem pe roată și ne facem fulger și lumină. Ne tragem pe roată și ne facem vecernie și hodină. Nimeni nu poate să ne facă mai înalți și mai sfinți decât roata. Până unde mergem noi, nimeni nu poate să ne petreacă. Despre noi nu trebuie să mărturisească nimeni.
Noi înșine ne facem mărturisirea adâncă. Suntem mai frumoși, trași pe roată, și mai mari în setea de libertate. Când ne îndoim de existența și cuvântul nostru, ne privim roata și de acolo știm că suntem încă. Ați văzut? Prin acele versuri, nimeni nu poate să ne facă mai înalt și mai sfinți decât roata, arată clar că la cruce se referă. La crucea de care noi fugim. Pentru că trăim o ortodoxie în care vrem să rezistăm modelelor oferite de telenovele, de emisiunile de divertisment. Noi nu vrem să fim ca ceilalți și pe bună dreptate. Nu avem niciun motiv să trăim ca cei care bajocoresc învățătura lui Hristos. Dar în același timp fugim de modelele de jertfă. Pentru că dacă ei au mers pe calea cea bună, jertfindu-se neîncetat și noi tăcem, înseamnă că ne aflăm în rătăcire. Așa că e mai bine să vorbim de sfinții închisorilor și să-i punem așa la grămadă, da, păi e o pagină de istorie, o lecție din trecut și atâta tot, fără ca ei să fie vii în viața noastră. Vă l-ați văzut pe Valeriu Gafencu? Nu în carne și oase, nu în vedenie, că nu asta trebuie să gotăm. Vedeniile de cele mai multe ori, de multe ori, la cei pătimași, care sunt de la diavol. Dar trebuie să-l vedem viu în inimile noastre. Și pe Părintele Iustin Pârvă la fel. Și pe Părintele Arsenie Papacioc la fel. Unii poate ați auzit că am mai povestit asta. Când a murit Părintele Iustin și cer scuze că am lungit atât cuvântul de introducere a Părintelui Hristos Om. Când a murit Părintele, seara, înaintea mormântării, eram foarte trist. Pentru că mă gândeam că mă închin la Sfintele Moaște și gata. A doua zi o să fie mormântarea, o să fie lume, nu o să mai pot închina. Și cum am dus să mă închin în biserica acolo la Călugăr Sus, am rugat-o maică să mă lasă mai mult lângă raclă, să stau și să mă rog, lângă grupul de maici. Și în timp ce mă rugam, mi era clar în suflet. Ca o, nu era o voce, dar simțeam, Danion, povestea noastră nu se termină aici. Cum de atâtea ori părintele mă încurajase, de obicei înaintea predicilor și în Sfântul Altar sau în chilie, înaintea Sfintei Liturghii, când mergeam să iau binecuvântare, tot timpul mă încuraja. Așa și atunci simțeam, Danion, povestea noastră nu s-a terminat. Și m-am dus în cameră și nu puteam să dorm. Mă gândeam, sunt în înșelare pentru că părintele nu mai văd. Gata, s-a terminat. Era atât de multă lume că n-aveam cum să fiu din nou lângă raclă. Și a doua zi eram cu câțiva prieteni și cu Ciprian și cu alții și am zis, haideți să mai stăm o dată la coadă, că poate totuși o să apucăm să ajungem să ne închinăm. Dar mi-a zis, Daniel, nu vezi câtă lume e? Vină măcar în curtea mănăstirii să auzim slujba, cât de cât mai bine. M-am luat după grup și exact când treceam prin fața porților mănăstirii, unde erau oameni care păzeau, a trecut cineva de la presă cu legitimație la gât. Exact în secunda aia în care eram în fața porții și am văzut că s-au dat bodyguards sau pază și la o parte, mai simt de ce erau, și când a intrat persoana respectivă, eu am făcut un pas în dreapta și am intrat gândindu-mă oare câte secunde va dura până voi fi dat afară. Pentru că un prieten mi-a dus în costumul național ca să-l port la părintele. Știa că am ținut la părinte și uite să port costumul ăsta și mă gândeam cât o să dureze până când mă vor vedea într-o masă de preoți mireanu costum național. Și exact când eram cu inima cât un purice că urma să zbor de acolo, un părinte mi-a făcut semn să vin să stau lângă raclă. Cei care au fost la mântare ați văzut. Și m-am bucurat foarte mult pentru că erau doi mireni care au stat lângă raclă, unul la cap și eu stăteam la picioare și i-am văzut fața toată slujba de mormântare cât ori am stat acolo. Și simțeam că, într-adevăr, povestea nu s-a terminat. Și așa să știți că toți cei care l-ați văzut pe Părintele Iustin, povestea nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Dimpotrivă, Părintele Sfânt și se roagă pentru noi și ne ajută mult mai mult decât înainte. E mult mai aproape de noi. Pentru că atunci o viață întreagă și-a pus sufletul pentru noi până picat de pe picioare. Oare acum ne iubește mai puțin? Nu are cum să ne iubească, înțelegeți? Deci noi nu suntem singuri. Am spus și la simpozionul care s-a făcut la Petru Vodă despre Părintele Iustin, că atunci când a murit Părintele Iustin, dușmanii au dansat, s-au bucurat. Dansează Salomea, a murit Iustin Pârvu, capul rezistenței.
s-au bucurat, pentru că nu a mai rămas acea voce care să ne spună să luptăm contra ecumenismului, contra globalizării, contra regionalizării, contra gazelor de șist. A murit și pentru ei a fost o victorie. Dar, de fapt, victoria a fost a noastră, pentru că Părintele a intrat în cetele Sfinților și vă recomand să citiți mărturia unui care lucrează la Institutul Medico-Legal din București. Și care a văzut mai multe trupuri, a văzut peste 100.000 de cadavre la viața lui. Am găsit materialul. Mărturia aparține lui Costel Carabela, care zice: am 20 de ani de experiență la Institutul de Medicină Legală și în cadrul spitalului ca anatomopatolog am efectuat autopsii sau îmbălsămări la mai mult de 100.000 de cadavre, adică avea experiență foarte vastă. Un caz ca acesta vă mărturisesc că nu am mai văzut și spun aceasta cu toată seriozitatea mea profesională, de care am dat dovadă în toată activitatea mea. Ceea ce m-a surprins la trupul părintelui este că nu avea niciun semn de putrefacție a trupului, fără tegumente umflate și fără semne de descompunere, având în vedere că era a treia zi de la deces, timp în care trupul a stat descoperit și în căldura specifică verii. Această stare păstrându-se chiar și în a patra zi, ziua mormântării. Mirosul specific nu a fost prezent, ba mai mult, prezenta un miros frumos ca de mir. Atât de tare m-a mirat acestea, încât am cerut permisiunea părintelui ce stătea la căpătâiul său să mă uit să văd dacă nu cumva a fost îmbălsămat. Acesta a zâmbit și mi-a zis: sfinții nu se îmbălsămează. Știți, cei care au fost acolo ați văzut cum arăta. Parcă adormise. Din mulțimea de oameni care s-a închinat câte ori a durat înmormântarea, pe foarte puțini am văzut plângând. Cei mai mulți se rugau ca unui sânt. Parcă erau la sintemaște. Foarte puțini plângeau că l-au pierdut pe părintele. Cei mai mulți aveau conștiința că au câștigat un sânt. Și ce îmi place la mărturia acestui om este că începe așa: am avut bucuria să-l cunosc pe Părintele Iustin, să primesc sfatul și binecuvântarea acestui mare duhovnic, mergând de câte ori timpul mi-a permis la mănăstirea Petru Vodă. A vrut Dumnezeu să ajung a treia zi după moartea sa, ca să-l văd pentru ultima oară înainte de mormântare. Dar nu mă așteptam să am încredințarea că acest om este sfânt. Și fiți atenți ce frumos zice: dacă toate lucrurile minunate despre care știm că s-au întâmplat cu Părintele și cu cei care l-au cunoscut ar putea fi descalificate de gurile rele ca fiind subiective, e bine, de semnele fizice constatate după decesul său nu mai poate fi acuzat. Adică, ați auzit că Părintele a făcut atâtea minuni, că unele s-au spus din timpul vieții și unii nu credeau. E, sunt zvonuri, sunt minciuni. Dar cum arăta trupul părintelui era o realitate care putea fi cercetată din punct de vedere medical. Nu erau zvonuri să crezi sau să nu crezi, erau fapte. E bine, în această carte apare o mărturie pe care a dat-o actualul stareț de la Mănăstirea Petru Vodă, Părintele Hariton, cum odată, când rămăsese la mănăstire fără ciorbă, l-a chemat pe Părintele Iustin și Părintele a dat cu polonicul și s-a umplut cazanul cu ciorbă. Ori despre lucrurile acestea citim în Viețile Sfinților. E o altă mărturie pe care a dat-o cu ani în urmă, când încă mai trăia Părintele Iustin, când rămăseseră fără făină în mănăstire. Și s-au dus la părintele să-i zică: părinte Iustin, nu mai e făină? Și părintele o ținea pe lui: ba da, măi, mai este, cum să nu mai fie? Părinte, nu mai e făină în mănăstire, nu mai avem cu ce pregăti pâinea. Ba da, măi, căutați-o să vedeți că e făină. Voi mă mințiți că nu mai este făină în lăzi, le-a zis părintele Iustin. Și eu știu că este făină în lăzile de la mănăstire. Și ne-am întrebat chiar unii pe alții dacă fiecare a văzut bine lucrul acesta. Când părintele Iustin a dat poruncă să ne mai uităm încă o dată dacă este făină în lăzile de acolo, când ne-am dus, a fost minunea că lăzile erau pline cu făină pentru pâine. Nu o să-mi poată nimeni să-mi șteargă lucrul acesta din amintire. Era un moment de excepție. Ori, e greu de crezut ce spune părintele Hariton. Dar trupul, moaștele părintelui, erau ușor de văzut și un ochi de medic cu experiență putea să-și dea seama că se întâmplă ceva neobișnuit acolo. Legat de ce a spus părintele Valica, faptul că aici, în această sală de teatru,
sunt atâtea sfinte moaște și asta face locul o biserică. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați văzut filmarea cu Părintele Iustin, apelul făcut către creștini anul trecut, veniți la conferința de la Iași, că va fi ca o catedrală. Cei care n-ați văzut, există pe net înregistrarea. Părintele avea o durere că devine teatru catedrală prin sfintele moaște. Aceste sfinte moaște trebuia să stea în biserici. Acolo trebuia să vină lumea să se închină la ele. Dar cei mai mulți, sau unii noastre, știți că, din păcate, în atâtea biserici de parohie și mănăstiri, vin ordine de sus, foarte sus, ca moaștele să nu mai fie puse la închinare. Deci, în loc ca acești mucenici să fie cinstiți și poporul să iubească, directivele neocomuniste, să zic așa, neoprigonitoare, sunt cu totul altfel. Iar Părintele Iustin Pârvu zicea, mai am o neliniște, să-i văd pe acești martiri canonizați. Sfintele lor moaște izvorăsc pretutindeni mireasmă și vindecări. Osemintele lor au ajuns la închinare până și în Țara Sfântă, la Sfântul Munte Atos și în multe locuri ale Pământului, de unde mă sună părinți și maici că sfinții izvorăsc mir și mireasmă nemaintâlnită. Vreau să văd ziua când nu ne vom mai teme că avem în bisericile noastre la închinare moaștele acestor sfinți mucenici, că au ajuns să fie slăviți peste hotare mai degrabă decât în țara lor. Dumnezeu cred că a trecut cu vederea greșelile noastre și a lucrat în neamul acesta pentru credința poporului și martirul mucenicilor noștri din închisori și de prin munți. Nu ierarhii și preoții au ținut ortodoxia românească, zice Părintele Iustin, ci mucenicii din închisori și mamele creștine care și-au crescut copiii în Duhul acesta al adevărului ortodox. Pentru mine ar fi o mare bucurie să fie anul acesta, al șaselea an în care ne adunăm la conferințele despre Sfinții Închisorilor, să fie ultimul an în care suntem într-o sală de teatru. M-aș bucura foarte mult ca până la anul să se găsească o biserică de parohie, o mănăstire, care să primească binecuvântarea ca acest eveniment închinat Sfinților Închisorilor să nu se mai desfășoare în acest teatru. Pentru că ei au pătimit, pentru noi n-au murit accidental. Zicea Aurelian Guță într-o poezie, Strămoșii, cât de clară este conștiința lor că vor să trăiască prin noi. Cum zice Radu Gir, ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat. Și viața lor, Duhul lor, Duhul acesta al rezistenței, al jertfei, trebuie să fie viu în inimile noastre, pentru că altfel noi mărturisim că ei au murit degeaba. Înainte de a-i da cuvântul Părintelui Hristostom, am să vă zic, am preferat să citesc ca să nu mă încurc din cauza emoției, poezia Strămoșii. Auziți-ne glasul. Aud cum picură în mine o seminte. De unde vin? Din ce uitat să lași? Din care veacuri funduri de morminte să-și caute cu sete un urmaș? Mă uit în urmă și nu văd nimic. Nici un hrisop domnesc nu mi-a rămas. Și nici un petic de hârtie, cât de mic, îmi vine să dea veacurilor glas. Pe crucile de lemn din marginea de sat, ciocrotesc mormintele sărace, strămoșii mei, nici o poruncă n-ați lăsat. Și lutul ce vă odihnește tace. Dar simt cum vin de dincolo de ani și dau năvală buzna spre lumină, chemările atâtor umiliți țărani care au rămas înmormântate în tină. Lipesc sfios urechea pe pământ și ascult din țărâna cea țudat-o cu sudoare. Răzbind până la mine un glas tăios profund, vă deslușesc cum mă strigați din zare. Văd chipul vostru de aram adânc brăzdat, simt pasul vostru dârz fără pereche, în vine-mi curge sângele ce mi l-ați dat. Renaște în mine lumea voastră veche. Care haiduc pășește acum în pasul meu? Care haiduc din vremea lui Gianu m-a dat din tăria lui pe drumul greu pe care îl bat să vă împlinesc aleanul? Strămoșii mei, pământul ce-a rămas din voi l-am prefăcut bazaltul vieții mele. Veniți prin Duhul meu, pășim pe drumuri noi. V-am izvor, v-am pus fundații grele.